Cu siguranță vă amintiți de Ala Donțu, fosta solistă a trupei Zvânz, care a făcut mari furori în muzica națională. În prezent, Ala Donțu și-a creat propriul studio, se implică în diverse proiecte, dar găsește timp și pentru viața personală. Astăzi discutăm cu ea despre arta de a fi femeie, despre eșecurile și succesele pe care le întâlnește zi de zi. Nu vreau să fiu evazivă, dar de această dată aș spune că e și o artă și o trăire de bună, pe bună măsură. Artă pentru că femeia trebuie să știe să combine tot ce nu se combină niciodată, de fapt. Iar asta se întâmplă de obicei în artă. Trăire pentru că femeia este ca un gem de sentimente pe care menirea ei este să învețe să le domine și să le exprime, să le dăruie și să contamineze pe ceilalți cu ceea ce poartă în sufletul ei, de fapt. Mie nu-mi plac femeile plângăcioase. Vreau să cred că nu sunt o femeie plângăcioasă. Cel puțin mie mi se întâmplă uneori să mai vărs câte o lacrimă, dar ea poate fi de la un film emoționant, de la un film cu desene animate, de la o replică interesantă a copilului meu, de la un succes pe care l-am. Sunt de fapt lacrimi de fericire pe care eu de obicei le ascund cu multă delicatețe. Dar trebuie să recunosc că le-am. A încercat să demonstreze că poate conduce, că poate fi lider în muzică, dar și în viață. Din acest motiv, am fost curioși să aflăm cum arată o femeie lider în opinia Alei Donțu. Mi se pare că o femeie lider trebuie să rămână femeie, în primul rând. Mi se pare mie că o femeie lider, și de ce încep cu asta? Pentru că de multe ori aud că femeile lideri ascund despre un moment foarte important, despre feminitatea lor. Mie mi se pare că feminitatea este acel aspect care le oferă șarmul de care dau dovadă, le oferă posibilitatea să se miște înainte și să se deplaseze pe scara valorilor pe care le are. Deși nu este de ascuns faptul că tenacitatea este foarte importantă, simțul echipei este foarte important, ideile inovative sunt extrem de importante. Cred că trebuie să fie fidelă, prietenoasă, asta e tot foarte important, asta e deja despre mine, mie mi se pare că astea sunt aspecte care mă caracterizează cel puțin. Știm ce apreciază de obicei bărbații la femei, însă astăzi aflăm de la producătoarea Ala Donțu ce apreciază ea la femei și pentru ce le admiră. Frumusețea nu are cum să fie exterioară, frumusețea trebuie să fie într-o armonie continuă cu ceea ce este în interiorul oricărei femei, pentru că mie mi se pare că femeile cu timpul capătă niște bijuterii extraordinare pe fețele lor, vorbesc despre riduri acum, în cazul în care aceste riduri sunt care, dintr-o trăire adevărată, dintr-o trăire sinceră. Lasă să fie și mai tristă, lasă să fie și mai veselă, dar ea este adevărată. Căldura în sens de este gata întotdeauna să dăruie, dăruirea. Femeia fără dăruire, mi se pare straniu. Și mai apreciez, dar asta e doar pentru mine, femeile luptătoare. Mie nu-mi plac brufele, pentru că chiar mă desconcentrează. Dacă aș asculta, dacă mi-aș încărca hardul meu cu fel de fel de bârfe, nu știu dacă ar mai fi loc de creativitate acolo. Așa că categoric nu-mi plac bârfele. Și cine nu aș aprecia la o femeie? Nu-mi plac femeile trădătoare. Trădarea, în principiu, e un proces care înseamnă să te trădezi întâi pe tine, apoi pe cineva. Pentru că dacă ai hotărât să faci acest lucru, înseamnă că ai avut conflictul interior în primul rând cu tine, apoi l-ai exteriorizat peste cineva. Eu știu că nimeni niciodată nu este păzit de o asemenea situație, dar eu sunt foarte atentă, sunt cu ochii în patru, ca nu cumva vreodată să se furișeze vreo frustrare de acest gen și să-mi scape mie vreo trădare sau vreo tentativă de dezamăgi pe cineva care mi este mie drag sau aproape de mine. Nu depun mare efort să țin viața mea personală departe de ochii prese, pentru că în față sau în vizor sunt prea multe informații mult mai importante pe care vreau să le comunic. Și mi se pare că nu este foarte interesantă viața mea personală și nu acum nu fac un semn de modestie. Ba nu, chiar nu e deloc interesantă viața mea personală.
este mult mai interesant ceea ce mi se întâmplă în viața profesională și viața mea profesională este strict legată de activitățile altor oameni cu care colaborez, în sens că suntem o reflecție comună unul față de celălalt. Și această coeziune, această alchimie este mult mai curioasă decât să povestesc despre ce, despre ce bucate fac sau ce culoare îmi place sau... Bă, este interesant, nu. N-am niciun stil vestimentar, nu înțeleg nicio brânză modă, nu consult niciun tip de revistă de modă. Am un prieten designer, Piotr Ali, care din când în când, care recent a avut o colecție despre care s-a vorbit în presă, care a fost un strigăt al sufletului lui și el mă consultă și pe mine și pe Dara de altfel la această temă, mai spune sinatea dieți, adică scoate îmbracă când sunt chestii așa mai importante. În rest, o să mă vezi foarte diferit. Începând, îmi place foarte mult să port shorts, scurți și ghete, dar asta nu exclude. Foarte multă lume mă asociază cu tocurile înalte, pentru că așa mă vede deseori în anumite ieșiri publice, deși pe tocuri înalte sunt mai rar decât pe ghete. Chiar dacă are un program încărcat și toată ziua se află în studio, Ala Donțu a găsit secretul și a aflat cum se poate de îmbinat viața personală și cea profesională, astfel încât să se dedice ambelor. Viața mea personală cu viața mea profesională au învățat cumva să coexiste, pentru că sunt o parte componentă a mea și eu nu le pot dispersa în două. Eu sunt una integrală, de aia și aceste două părți sunt în tot întreg. Am vrut să aflăm ce face într-o zi obișnuită Ala Donțu și care sunt prioritățile ei. Hai să începem cu, seara. Mi se întâmplă să ies din studio uneori la 6 dimineața, cel mai devreme este ora 3 dimineața. 3 dimineața, adică noaptea, lumea doarme, da? Deci asta e devreme. Se întâmplă uneori la ora 12 ziua, a doua zi, când intru, să zic, la 4 seara în studio cu fel de fel de proiecte. Dar încerc diminețile, să zic, la 10 să încep activitățile mele, în cazul în care am avut imprimări seara. Să încep activitățile mele care nu țin de muzică, pentru că sunt și ele un șir întreg de activități care țin de hârțoage, contracte, alte prostioare de genul ăsta, interviuri, etc., 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 care trebuie să le fac. Aprobări, mai știu ce, e lucru de birou, mail-uri, nu prea îmi place să le scriu, dar sunt conștientă că trebuie să reușesc să răspund la aceste mail-uri. Cam așa ar fi, foarte obișnuit, în principiu, femeilor le recomand să citească cărți scrise de bărbați despre femei. Măi, nu știu de ce mi-a venit acum. Mi-a venit Charles Bukowski în cap, deși nu știu dacă vreau să recomand această carte, dar ieri chiar discutasem la această temă. Bine, mi-a fost interesant pentru că este un autor care scrie prin verbe, iar mie îmi plac oamenii care funcționează sau acționează imediat. Nici nu știu, nu pot să dau recomandări de carte. Mie personal îmi plac poveștile, cât ar părea de straniu. Eu citesc foarte multe povești și mă inspiră enorm de mult. Deși lucrează foarte mult, producătoarea nu se oprește aici. Are deja o listă cu viitoarele acțiuni pe care vrea să le realizeze în domeniul profesional. Eu în fiecare zi visez cu ochii deschiși. Vreau cel puțin să mai am două proiecte active pe care le intenționez acum. Vreau să-mi dezvolt relațiile mele cu partenerii mei și din România și din Ucraina. Vreau ca Dara să ajungă în topuri. Îmi doresc foarte mult acest lucru pentru că încă e foarte tânără, încă ne vine foarte greu să ne decidem, să definim ce trebuie dânsa să facă sau cam cum ar fi următorul pas. Dar cel mai apropiat ar fi un follow-up pe România și poate participarea la Eurovision. Asta e, vă simteți primii cărora vă spun. Ala se consideră o femeie fericită și împlinită. Are o familie frumoasă, un copil care o motivează și un serviciu unde merge mereu bine dispusă. Eșecurile au motivat-o să se ridice, iar astăzi poate spune că doar prin greutăți ajungi la stele. Tuturor femeilor din Moldova le-aș ruga să-și iubească copiii și să înțeleagă cât de importantă este libertatea lor. Să nu fie mame prea iubitoare sau din contra, să găsească acel mijloc de aur
atât în dragostea față de copiilor, cât și față de soții sau iubiții pe care îi au în preajmă. Pentru că noi, femeile din Moldova, purtăm responsabilitatea pentru o nouă generație, care posibil va schimba ceva în tot ce înseamnă dragostea față de țara noastră.